Al doilea răspuns este activitatea bancară și financiară nu este una clasică, în sensul că ea face apel la depunerile publicului și are responsabilitate față de public și față de sistem. Ceea ce nu înseamnă că ea nu trebuie gestionată ca o întreprindere privată, eu nu cunosc această lege. Deci dacă ea creează abuzuri sau este manipulabilă de cineva, am să rog frumos să-mi trimiteți, să ne întâlnim Victor în curând, să-mi spuneți ce vă liniștește, că acum toate șantierele astea sunt pe masă și vedem ce poate fi îmbunătățit, tocmai beneficiind de acest vânt de reforme. Cât